Vito Malapo. Ai fost... Taci tu! Lasă-l întreb eu. Ai fost aseară la cină? Am fost. Cine mai e? Taci tu, n-auzi? Ai văzut-o pe Mița? Pe sora mea tare? Nu, pe Mița, pe protocupesca tânără. Da, era într-o loge drept în fața. Ai văzut? Elevii de la Liceul Teoretic Cușmir au pus în scenă două schițe din opera lui Caragiale. Copiii s-au străduit să interpreteze rolurile cât mai bine pentru ca publicul să fie mulțumit. Personajele comice au stârnit ropote de aplauze. Mi-au plăcut foarte mult și am văzut că acele două persoane le plăcea același bărbat. Am citit despre Caragiale, am citit Vizită, Domnul Goie. Am citit Vizită, Domnul Goie și mi-a plăcut mai ales Domnul Goie, fiindcă e multă acțiune. Eu știu despre Ionul Caragiale, că s-a născut pe 30 ianuarie în anul 1852 în satul Haimanale. Și îmi plac poveștile lui foarte mult pentru că sunt amuzante. Caragiale este un autor iubit de copii. De-a lungul timpului a fost inclus în toate ciclurile de învățământ, iar la examenele naționale se pune mare accent pe opera sa. Este și unul dintre autorii canonici pentru bacalaureat. Se insistă foarte mult pe Caragiale și chiar a fost inclus în anii anteriori la partea a treia, subiectul al treilea bacalaureat și noi insistăm foarte mult la liceu pe studierea acestui scriitor important. Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale, din Dâmbovița. Astăzi, localitatea poartă numele scriitorului. Caragiale a părăsit această lume la 9 iunie 1912 la Berlin. Activitatea lui Ion Luca Caragiale a fost diversă. Dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român, Caragiale a fost unul dintre cei mai mari critici ai societății românești. A surprins cel mai bine defect dar și calitățile românilor. Personajele creionate de el și paradoxurile sociale descrise cu atâtea finețe le regăsim și astăzi cu ușurință în societatea românească, semn că opera lui Caragiale este nemuritoare. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori de la noi. Caragiale a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.